În această perioadă, Poliția de Frontieră Română continuă procedura de desfășurare a concursului prin încadrare directă pentru ocuparea celor 604 posturi vacante de agenți în structurile operative ale Poliției de Frontiere Române în serviciile specializate în supravegherea și controlul frontierei, combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere în compartimentele ture de serviciu ale sectoarelor Poliției de Frontieră și în punctele de trecere aeroportuare. Dacă inițial la centrele de recrutare din IGPF și structurile teritoriale ale Poliției de Frontieră Române s-au înscris peste 6.300 de persoane, în prezent au mai rămas în concurs 3.280 de candidați, care s-au prezentat la testarea psihologică și au fost declarați admiși. În perioada următoare, până la data de 1 noiembrie 2016, candidații care au trecut testul psihologic urmează să efectueze evaluarea medicală pentru încadrarea în Ministerul Afacerilor Interne, proces obligatoriu și eliminatoriu în cadrul procesului de recrutare, iar ulterior trebuie să-și completeze dosarele de recrutare la structurile de resurse umane unde au aplicat, cu documentele prevăzute în anunțurile de concurs publicate pe site. Candidații care îndeplinesc condițiile de participare vor susține concursul de încadrare pentru posturile de agenți din domeniul operativ în două etape. Prima etapă constă în promovarea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice potrivit probelor și baremelor prevăzute în anunțul de concurs. Cea de-a doua etapă se va desfășura în data de 19 noiembrie 2016 și constă în susținerea unui test scris tip grilă pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului la care pot participa numai candidații care au promovat etapa probelor de aptitudini. Subiectele vor fi elaborate de către o comisie centrală constituită la nivelul IGP și vor fi transmise simultan în ziua concursului la structurile teritoriale organizatoare. Afișarea rezultatelor finale se va face după soluționarea contestațiilor.